Servus, tu ești fratele lui Sorin de la Luna Mare? Da. Și pe tine cum te cheamă? Cătălin Moraru? Ești solist vocal la Scalp? Da. Cum se scrie Scalp? Îmi arăt te rog. Și cum ai ajuns solist vocal la Scalp? Într-o conjunctură favorabilă. Da. Adică am fost la o probă și băieții m-au acceptat. Bine, am fost la o probă în octombrie și am intrat efectiv în trupă în februarie, la sfârșit. Cam atât. Și am tras. Deci în februarie ești solist? Da. Ai mai cântat la vreo altă formație înainte? Nu, dar trecutul meu muzical, trecutul meu a fost rockstar, să zic așa, într-un ansamblu folcloric. Deci n-am avut ce treabă cu rock până acum. Ansamblu folcloric? Da. Am trecut de la tradiție la metal. Cum ai ajuns să fii fratele lui Sorin Moraru? Ironia sorții sau... Când a fost castingul acesta? Ce casting? Pentru ca să fii fratele lui Sorin Moraru. Nu știu, ne-am născut la 12 ani diferente, deci nu a fost nimic programat. Legea naturii, nu știu. Te-a dus Barza? Cred că da. Și probabil s-o rătăcim vreo 10 ani și m-a dus 10 ani mai cu 12 ani mai sus că este cu fratele. Dar nu ești The Sheepish Lion. Poftim? Te consideri The Sheepish Lion? Nu. Și ca i-am o să scalp, cum te-ai acomodat cu băieții? A câta cântare e asta cu ei? Asta e a șasea cântare. Și m-am acomodat foarte bine, înțelege foarte bine. În primul rând suntem prieteni, după aia suntem ca o grupă. Deci, în primul rând, ne considerăm prieteni. Aia e cea mai important. Că muzica bună vine din prietenie și din colaborare. Și în ansamblu folcloric, care era piesa ta preferată? Nu știu, sincer, n-am dat niciodată importanța în nume, dar piesa preferată era solo-ul meu de copse. Nu știu cum e, sincer. Mersi!